Asociația Transfrontalieră de Implantologie și Medicină Dentară, ATRIMED, și Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad desfășoară în perioada 2-4 octombrie 2014 cea de-a patra ediție a Simpozionului Internațional de Implantologie și Medicină Dentară, Implantul Scurt în protezarea edentațiilor terminale. Noi cred că am dorit să lucrăm alături de voi, să fim cu voi, astfel încât să puteți fi lângă noi și să puteți face ceea ce facem și noi. Că nu suntem foarte mulți, este foarte adevărat. Elita nu este decât o minoritate. În implantologie, deocamdată, lucrurile sunt pe un drum ascendent, pe un drum bun, dar nu la parametrii pe care noi ne-am dorit. Sper că alături cu cei tineri să realizăm ceea ce ne-am propus. Noi am deschis porțile, dumneavoastră urmează doar să intrați. Vă mulțumesc și vă doresc succes! În afara cursurilor cu caracter practic, care sunt organizate în diferite domenii ale specializării de stomatologie, endodentiție, protetică, radiologie, implantologie, organizează în fiecare an de la înființare un astfel de simpozion internațional. Frontalieră ATRIMED, înființată în urmă cu 5 ani, iată că se prezintă astăzi cu cursurile pe care le-am organizat, cursuri practice de implantologie, pe care le-au absolvit aproximativ 100 de medici și care, sigur, reprezintă un plus pentru dezvoltarea și nivelul, creșterea nivelului profesional a colegilor noștri. În paralel, am organizat începând cu 2011 acest simpozion internațional de implantologie dentară și începând de anul trecut avem colaborarea cu Facultatea de Stomatologie a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Anul acesta, domnul profesor Lysen Chu, care este coordonatorul și șeful de catedră la biomateriale la Universitatea de mare prestigiu de Boston University, și-a oferit serviciile în a veni să colaboreze cu Universitatea și cu ATRIMED în domeniul legăturii pe care trebuie să existe între cercetarea fundamentală și practica curentă. La eveniment participă lectori renumiți din țară și străinătate. În cadrul acestui simpozion, medicii din Arad au posibilitatea să se familiarizeze cu tehnici noi de implantologie în contextul unui trend ascendent și de perfecționare în acest domeniu. Tematica este una deosebită, cu multe noutăți, cu multe actualități. Prin această societate cu care colaborăm, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, urmărește în cadrul Facultății de Stomatologie, Medicină Stomatologică, pregătirea superioară a studenților, prezența decanului Facultății de Stomatologie din București la acest simpozion aduce colaborări multiple cu această universitate. Noi dorim ca în următoarele zile autobusul stomatologic care l-am primit cadou de la suedez să și înceapă activitatea de prevenție în școlile și comunele și localitățile județului Arad. Un seminar deosebit de important pentru evoluția actului medical, nu doar la nivel local, ci și la nivel național. Noi am reușit, după o perioadă lungă, de aproape 7 ani, să trecem de la conceptul de medicină dentară la conceptul de stomatologie. Realizarea, în primul rând, se datorează Colegiului Medicilor Dentiști din România. În momentul integrării s-a discutat de dentistică, astăzi se discută de stomatologie. Revenim pe planul implantologiei, această ramură nouă este de fapt o alternativă viabilă de tratament, o alternativă modernă, care presupune însă o pregătire în acest sens, o pregătire chirurgicală și o pregătire protetică. La simpozionul din acest an sunt invitați lectori din cele mai importante centre de implantologie din România, dar și din Statele Unite ale Americii, Columbia, Luxemburg și Chile.